Cetățenii Republicii Moldova stabiliți peste hotare nu i-au uitat pe cei de acasă aflați în prima linie a luptei cu pandemia. Băștinașii din 5 localități ale raionului Strășeni au creat câte o platformă online prin intermediul cărora colectează bani pentru a procura echipamente medicale și de protecție. Andrei Cazacu este plecat de aproape 10 ani peste hotare. Acum locuiește la Londra și în aceste momente grele își face griji pentru cei dragi rămași acasă. Este o luptă comună, nu doar a medicilor sau al instituțiilor publice, pentru a susține bătrânii, familii nevoiașe și mai ales a cadrelor medicale din orașul nostru, pentru a ne asigura că dispun de suficient echipament medical de protecție și prevenție în lupta cu această pandemie. Oameni din 5 localități din raionul Strășeni, dar care sunt acum plecați peste hotarele Republicii Moldova, s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei rămași acasă. Este vorba despre localnici din Lozova, Recea, Zubrești, Sireț, dar și municipiul Strășeni. Vrem să venim cu un mesaj de susținere pentru cei din linia 1 din Republica Moldova, în special pentru cei din Strășeni, orașul nostru de Baștină. Noi vă susținem, noi suntem cu voi, cu gândul către voi. Noi foarte mult vrem ca să vă păziți, da? Ca datorită vouă o să fie sănătoși familiile noastre care se află în Republica Moldova. Doar în municipiul Strășeni, cetățenii din diaspora, alături de mai mulți agenți economici, au donat echipamente de protecție pentru medici, dar și produse alimentare pentru cei nevoiași, în valoare de 100.000 de lei, adică aproape 5.000 de euro. Eu vin în sprijinul tuturor, indiferent că sunt băștinași din Strășeni sau sunt din alte localități din raionul Strășeni. Îi ajut în a identifica persoanele care au nevoie de sprijin și de acele produse alimentare în această perioadă. Este vorba de oameni în etate, familiile cu mulți copii, familiile vulnerabile. Îi ajut cu repartizarea acestor materiale pe care ei le direcționează, pentru că noi avem băștinași stabiliți în diferite țări care s-au consolidat și au trimis echipament pentru personalul medical. Până acum, în raionul Strășeni au fost identificate doar două persoane infectate cu virusul COVID-19.